Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi o vom cunoaște pe atleta Mihaela Botezan. Bine v-am găsit, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mă simt onorată, mulțumesc de invitație. Noi suntem foarte onorați să vă cunoaștem atât cât putem în 45 de minute și am o curiozitate, ne-a spus înainte de a începe filmarea că veți merge la o înghețată cu copiii pe care îi antrenați. Au loc des astfel de activități? Da, mergem la împăduriri, la... mai ieșim la cină, la o înghețată săptămâna aceasta, din când în când facem și extra activități. Asta e latura mai plăcută a sportului? Da, oarecum tot timpul încerc să găsesc căi să-i motivez, să fiu diferită de ceilalți, să vină cu drag la antrenament. Se pot numi și recompense pentru cei care au rezultate bune la antrenament? Cei care au rezultate bune la antrenament și în competiții primesc astfel de recompense. Asta este o universal valabilă pentru toți copiii care participă. De fapt, tuturor copiilor le place înghețata. Și au restricții alimentare, adică le permite să mănânce orice fel de înghețată? Da. În general nu sunt restricții alimentare atâta timp cât se mănâncă echilibrat puțin din orice și vin să facă antrenament. Deci dumneavoastră vă împărțiți timpul între antrenamentele personale și antrenamentele cu copii? Antrenamentele personale, antrenamentele cu copii și 8 ore la serviciu. Spuneți-ne puțin despre activitatea dumneavoastră principală. Activitatea mea principală este, într-adevăr, șef compartiment educație fizică în Armata României, în Divizia 4 Infanterie Gemina. Și îmi continui că, practic, cele două activități, cea principală cu cea secundară, hobby-ul, cum i-aș zice eu, antrenamentele cu copilașii, se îmbină tot timpul una cu cealaltă. Dar când a început activitatea asta în armată? Cu 16 ani, ca și sportiv de performanță, eram interesată de contractele cu cluburile departamentale, gen Steaua sau Dinamo. Erau cluburile care puteau să susțină o activitate de performanță și datorită rezultatelor din sport am ajuns la Clubul Sportiv al Armatei. Apoi recordul mondial militar i-au obligat cumva să mă recompenseze cu un grad și atunci am intrat în armată. În armată. Și cum arată o zi obișnuită de muncă? Trezit la 6:30, pregătit ghiozdanul fetiței de mers la școală, mă las pe ea la școală, după care îmi continui activitatea la servici. Ies la ora 4, sau la ordin și îmi continui activitatea la stadion până grupe de copilași, 4:30, 5:30, apoi cei care sunt interesați să slăbească pentru că au nevoie de o atenție mai specială, până seara la 8, după care merg acasă să facem temele, să pregătim temele pentru a doua zi. Mai aveți energie și pentru teme, pentru activitățile casnice? E obligatoriu. Și cum e să faceți trecerea asta de la antrenamentele cu adulți la antrenamentele cu copii? Adică vă este ușor, vă este greu să vă adaptați la o categorie sau alta? E destul de ușor. Mai greu, ce am văzut din experiență, am început cu grupele de family în care un părinte vine însoțit de un copil. Mai greu le-a fost părinților să facă programul copiilor. Și în general la antrenamente, cum procedați? Practic, părinții urmează, exemplu meu să zic, s-au creat niște relații de prietenie. La început au venit doar și au adus copii, după care au realizat că nu reușesc să ajungă decât până acasă și să trebuie să se întoarcă să ia copiii de la antrenament și atunci au rămas și adulții la antrenament. Astfel am închegat o echipă de mămici cu care am fost anul trecut locul 2 la ștafetă feminin la Maratonul Internațional de la Viena.
Oricine poate să ajungă un atlet bun? Oricine poate să ajungă un atlet bun. Îmi pare rău că teza mea de doctorat este pe emoții și reglaj emoțional la parașutismul militar. Că la sugestia fetelor vreau să fac, probabil că o să-mi continui studiile, oricine poate să facă sport, trebuie să-și dorească. Eu practic numai rezistența este calitatea motrică care se dezvoltă cel mai mult. Trebuie să ai voință să vii fiecare zi pe stadion, timp îndelungat. E singura regulă. Singura regulă? Nu trebuie să fii și perfect sănătos fizic? Vin împreună. În momentul când vii la antrenament, ești atent și ceea ce mănânci. Și dacă ești atent ce mănânci, vine la pachet și cu un organism sănătos. Și dacă mi-ați permite o întrebare mai personală, câte kilograme aveți dumneavoastră? 47. La 1,60 m înălțime. De cât timp mențineți greutatea asta? Constantă, cred că undeva din clasa 9-10, de când am început. Oscilații sunt mici, 46-48, nici în sarcină n-am luat mai mult de 10 kg. Și ați dorit să vă mențineți greutatea sau v-a fost impus? Nu, sunt un caz fericit că n-am avut niciodată probleme cu greutatea, dar am fost atentă la ceea ce mănânc, pentru că suntem ceea ce mâncăm. Și în același timp, dincolo de laturile plăcute ale sportului, care sunt aspectele mai puțin plăcute sau provocările? Targeturile pe care ți le setezi, să ajungi la un obiectiv și drumul este mai ușor sau mai greu, în funcție de cât timp aloci antrenamentului. Deci, până la urmă, munca în sine e destul de obositoare uneori. Da, da, îți oferă și satisfacții. Când vii la antrenament, poate de multe ori destul de obosit și reușești să faci programul de pregătire, îți dă un sentiment de fericire că ai putut, că ești puternic, că și atunci mergi mai departe din inerție. Și, în general, ce vârste au copiii pe care îi antrenați? De la eu ce vârste luați? Eu, personal, iau de la 3 anișori. Cred că sunt singurul club care iau atât de mici. Vârsta de la care încep să meargă la grădiniță și să stea singur fără părinți. Dacă nu stau singur fără părinți. De obicei, părinții la vârsta asta cam încurcă, pentru că copiii sunt atenți la părinți, așteaptă aprobare de la părinți dacă au lucrat bine la antrenament și de multe ori nu sunt cunoscători. Dar dacă vin și lucrează împreună la grupa de familie, atunci își dau seama sau descoperă tainele alergării împreună. Și cât de mult poate alerga un copil de 3 ani? O tură de stadion. Deci are rezistență pentru o tură de stadion? Are rezistență. Suntem născuți pentru a alerga, dar lucrez specific vârstei. Federația Română de Atletism ne limitează copii 3, cea mai mică categorie, 7-8 anișori. Cea mai lungă distanță la această categorie este 300 de metri și atunci lucrăm după programul Federației Române de Atletism. Care a fost cea mai lungă distanță pe care ați parcurs-o dumneavoastră? Personal, 46 de kilometri la Muntele Olimp, Maratonul Olimp, unde am reușit să termin poziția 4-a. În ce an? Acum 3 ani. A fost și cea mai mare victorie? Nu neapărat, dar am început să merg pe munte, să descoper alergarea montană, să descoper frumusețile naturii. După aceea am realizat că avem o țară frumoasă. După ce am început primul meu maraton montan, într-adevăr a fost Olimp Maraton. Și cum ați ajuns dumneavoastră atletă? Cum ați ajuns să iubiți acest sport, dacă ne puteți povesti? Cred că datorită sistemului comunist, singura activitate era să stai în fața blocului. Corect, era să stai în fața blocului, pentru că nu aveai tabletă, nu aveai telefon, nu aveai televizor decât 10 minute. Era când striga un părinte, au început desenele, dispăream toți din fața blocului, dar reapăream la fel de repede, că erau 10 minute desenele animate și toată copilăria mea am stat în fața blocului și am ales. Ați crescut cu cheia la gât? Cu cheia la gât și adică lucrau amândoi părinții și... Da. Așa și... Și de acolo a început. După care, mama mea fiind profesoară de română, foarte greu a acceptat, ok, mergi, faci sport, dacă te accidentezi, cum să-ți ratezi cariera și să nu faci școală?
tot sistemul comunist ne-au impus niște limite. Mi-a trebuit un an de zile, din clasa 9 până în clasa 10, să-i convinc că eu asta vreau să fac. I-am convins prin competiții. În sensul că câștigam tot ce era la nivel de Ogna Mureș, că eu sunt născută în Ogna Mureș, mergeam chiar și la nivel de județ, câștigam în Alba. Chiar dacă erau două licee sportive, Aiudu și Alba, nu erau probleme pentru mine. Și poate că de multe ori mă anunța profesorul de sport miercurea că sâmbătă mergem la o competiție. Mi era suficient să merg împreună cu fratele meu să facem o alergare, două, și sâmbătă eram campioană. Nu înțelegeam de ce nu merg la campionatul național, pentru că marea majoritate a competițiilor erau cu echipa. Eu nu aveam o echipă. Echipa liceului nostru sau a școlii noastre era de obicei pe locul 2, pentru că ne băteau cei de la liceul sportiv. Ei erau mai omogeni, mai... Și atunci am zis, ok, eu vreau să fac asta, vreau să mă duc eu la un liceu sportiv. Și mi-a trebuit până în clasa 10 să-i conving pe părinții mei să mă lase să merg la liceu sportiv la Deva. Era opțiune Clujul, dar nu erau clase de a noua. Eu eram deja terminasem clasa 9 și ar fi trebuit să repet clasa 9, pentru că atunci se reînființase sau s-a mutat liceu sportiv de la Bălcescu la Telecom și nu aveau decât clasa de a noua. Nu știu să zic, norocul meu sau așa a fost să fie, era ultima zi de înscriere și nu aveam toate actele la mine. Dar eram gata să mai dau încă o dată examenul și să repet clasa 9. Așa am fost la liceul sportiv la Deva, unde am găsit niște oameni super profi și super ok, care m-au ajutat să cresc, au înțeles că performanța adevărată este la nivel de senior, nu la nivel de junior, că termin clasa a 12-a ca și junior 1, iar performanța adevărată este la nivel de senior. Atunci au așteptat, au avut răbdare și încredere în mine și au construit un program de pregătire corespunzător vârstei și în momentul când am venit la facultate, la educație fizică în Cluj, eram gata să încep marea performanță. Și câți antrenori ați avut în perioada liceului? Unul singur. Unul singur, unul singur la liceu, unul singur la facultate, după care m-a preluat un antrenor de la Steaua. Unul dintre ei a fost și favorit, să spunem așa, mai aproape de sufletul dumneavoastră. Dragi mi-au fost toți, pentru că fiecare a avut contribuția lui în dezvoltarea și în pregătirea mea ca și sportiv. Și până la urmă părinții s-au împăcat cu decizia. Da, a fost o chestie așa haioasă, cum a zic. A trebuit să semnez un contract cu ei în momentul când m-am dus la liceu sportiv, la Deva, că nu o să le reproșez niciodată dacă mă accidentez, de ce m-au lăsat să îmi fac nebunia de a practica sportul. Bineînțeles că s-au liniștit în momentul când am intrat la facultate, pentru că revin sistemul comunist și limitele lui. Ai carte, ai parte. Și da, în momentul când am intrat la facultate, ei s-au considerat ca și părinți, s-au considerat împliniți ca și părinți, că m-au ghidat. Dar contractul spre care spuneați că e foarte interesant. Era între mine și tatăl meu, da. Că nu-i reproșez niciodată. El l-a făcut. Da, 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 da. Da, e foarte interesant. Și l-a făcut și cu semnătură și da, ca un contract da, legal. Exact, exact. Și nici nu i-ați reproșat. Nici nu i-am reproșat, dar nici nu m-am accidentat. Niciodată era... până acum n-ați avut probleme? Minore. Dar asta vine și din metodica antrenamentului. Nu s-au sărit niște etape. Nici o luxație sau alte probleme nu ați avut? Așa, poate o mică întorsă. La un moment dat am făcut o fractură de stres pentru că am călcat pe o piatră ascuțită și da, e tot din perioada liceului când era imediat după Revoluție și nu aveam Adidas ca și acum și alergam în tenis sau de multe ori desculți. Mergeam cu tenis și doar 2 km până ajungeam pe un dig unde era numai iarbă sau nisip și acolo ne descălțam până ne întorceam, ne luam Adidas și doar pe șosea îi foloseam. Deși o senzație foarte plăcută să alergi prin iarbă. Da, 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 da. Și după aceea, când ați ajuns la facultate, au fost mai deschiși puțin părinții dumneavoastră? Au adică fost mai relaxați. Mai relaxați? Da. Putea să discutați cu ei despre sport, despre oricum ce faceți? Oricum puteam să discut cu ei orice despre sport și m-au susținut cu vitamine. La început nu înțelegeau de ce îmi trebuie Adidas scump, de ce îmi trebuie nu știu ce echipament.
pentru că târziu au apărut diversificarea echipamentului sportiv hainele de stradă sau ceva de genul, că era un singur model și am înțeles, m-au susținut, chiar mergeam cu drag la o competiție în Alba Iulia doar pentru a fi tata meu de față și a-i dedica victoria. Și fratele dumneavoastră, că l-ați menționat mai devreme, venea și cu dumneavoastră la antrenamente până nu v-ați transferat undeva? Da. Adică l-a pasionat și pe el? Nu neapărat. El era pasionat de electronică, dar mă susținea. Dacă nu venea în alergare, venea cu bicicleta. Orice i-aș fi zis, ar fi făcut. Și nu a urmat o carieră în sport. Deși a fost foarte talentat și este foarte talentat, dar nu, cred că e suficient. Atunci sunteți singura sportivă din familie? Din familie, da. Și v-ar plăcea să ducă ștacheta mai departe și fiica dumneavoastră? Și fiica și nepoței și da. Fetița mea face gimnastică zilnic, 3 ore pe zi, e pasionată de ceea ce face și tot timpul își dorește. Vreau să fiu campioană mondială ca și mama. Foarte frumos. Și copiii pot ajunge să iubească sportul prin exemplul personal al părinților? Da. Mai degrabă decât orice altceva? Da. Din ce ați observat și dumneavoastră la antrenamente, cum e? Părinți, antrenori, în general, da. Urmează un exemplu. E mai ușor de să mergi pe căi bătătorite. Cum a fost studenția la Cluj-Napoca? A fost o perioadă foarte frumoasă. Au început competițiile internaționale odată cu venirea la Cluj. Am făcut prima dublă legitimare cu un club din Târgu Jiu și au început cantonamentele mai lungi și au început să apară primele rezultate internaționale. Și prima competiție internațională unde a avut loc? Unde ați mers? Cu universitatea la Grenoble, în Franța. Cum a fost atunci când ați ieșit prima dată din țară? Era, practic, asta a fost motivația mea. Mă apuc de sport pentru că vreau să văd lumea. Și era singura șansă de a vizita lumea. Și era timp să și vizitați atunci când mergeați la competiții? La început, da. În momentul când au început să vină performanțele, mă menajam pentru competiție. Țin minte, am fost în 2011 la Rio de Janeiro. Ghinionul mare al meu a fost că am avut finala în ultima zi sau în penultima zi de stat în Rio de Janeiro. Deja știam tot trasee, de unde să schimb autobuzele, unde ca să vizitez tot ce este de vizitat în Rio. După ce am terminat finala, am încheiat finala, a început să plouă. Și n-ați mai apucat să vizitez nimic. M-am menajat. Știam că am de apărat un record mondial militar și trebuia să am replică în timpul competiției. Mai ales că aveam 2 kenienice cu niște timp foarte buni și trebuia să fiu acolo cu ele. Și în câte țări ați fost până acum? Nu cred că le-am numărat niciodată, dar foarte multe. Aș putea să zic așa, n-am fost în Cuba, n-am fost în China și cam atât. În rest ați cam traversat globul. Da. Ați fost și tentată să emigrați? Nu. Recunosc că am început a doua facultate de kinetoterapie tocmai în ideea că în momentul când o să mă retrag din sport, o să mă stabilesc undeva afară, din considerent că același lucru pe care îl fac în țară este mult mai bine plătit afară. Și până acum ați fi putut avea, să spunem, o carieră strălucitoare dacă ați fi emigrat? Chiar și cu atletismul. Poate puțin, mult spus emigrat. Într-adevăr, tot ce a însemnat probleme pe care le-am avut eu în sport a fost datorită faptului că am vrut să rămân la un club în Spania. Și ce s-a întâmplat, de fapt? Nu s-a mai concretizat. N-aș fi cerut niciodată cetățenie, deși presiunile din partea spaniolilor erau ok, dar doar cu dublă, dar n-ai vrea să fugi pentru noi și aia a fost perioada mai neagră, să zic, din carieră, că a venit la pachet cu o suspendare, numai să nu plec din țară. Răutăți pe care eu nu le înțeleg.
oricât de mult m-am zbătut să demonstrez că nu sunt vinovată cu nimic, oricât am arătat că urina mea avea o densitate foarte mare, n-avea cum să iau niște diuretice ca să... Vorbiți de acuzația de dopaj. Exact, da. Exact. Și oricât m-am dus cu dovezi medicale, nu mi-au fost luate în considerare. Și a fost suspendată pentru 2 ani. 2 ani de zile, dar fericirea mea maximă a fost când am primit scrisoare de la Federația Europeană, că la un moment dat se discuta că dacă ești prins odată nu mai ai voie să participi în competițiile oficiale, gen europene, mondiale, și mi-au trimis o scrisoare acasă, în federație, dar am primit-o, că nu fac obiectul acelei reglementări, pentru că ei nu consideră că am fost un caz de dopaj. Și ați descoperit și cine a fost în spatele acuzațiilor? Nu e foarte greu să descoperi o chestie de genul ăsta, am bănuielile mele. Și totuși, un sportiv trebuie să facă anumite compromisuri, să ia anumite, să spunem, substanțe, suplimente? Nu. Compromisurile care ar trebui să le facă e timpul alocat antrenamentului, refacerii, astea sunt niște elementele care te aruncă în față, că practic toată lumea se antrenează, bine, rău, de-a lungul timpului. Rezultate apar mai repede în momentul când urmezi o cale profi de antrenament, dar munca nu se ia nimeni, că o faci haotic sau că o faci într-un mod super profesionist, va ieși la un moment dat la iveală. Ați încercat și alt sport? Ați practicat și alt sport în paralel? Nu neapărat, așa, la nivel de copil am cochetat puțin cu gimnastica, apoi cu handbalul, în care erau trendurile la nivel de școală. Până am mers la liceu sportiv la Deva și am rămas doar pe atletism și cred că dacă m-aș întoarce în timp, tot atletismul aș alege. Nu aveți niciun regret? Niciun regret, dar chiar am trăit fiecare antrenament, fiecare competiție, fiecare moment. E unic. Ne-ați putea povesti o situație mai puțin plăcută din timpul antrenamentelor sau a competițiilor și o situație frumoasă, o amintire neprețuită? Clar că prima dată îmi vine în minte o amintire frumoasă, că amintirile plăcute de obicei le șterg pe cele mai puțin plăcute. În momentul când m-am dus în 2003 la Jocurile Mondiale Militare și am făcut acel record mondial militar și am câștigat, evident, competiția, și te urci pe podium și scântă imnul, e cel mai frumos, uiți de orice moment neplăcut. Chiar în acea perioadă ar fi trebuit să alerg maratonul de la Tokyo, care era undeva cu 3 săptămâni înainte, și nu mi-a ieșit viza de Japonia și n-am putut să mai finalizez, chiar dacă pregătirea am făcut-o pentru maraton, unde volumul de lucru este mult mai mare decât o cursă de pistă. Știind că urmează campionatul mondial militar, cea mai lungă distanță pe care o puteam alerga în afară de maraton era 5 km. Acum, dacă nu am finalizat la Tokyo, parcă psihic n-am acceptat să alerg în altă parte maratonul și să mai lungesc pregătirea. Era undeva la 800 km pe lună, rulați în alergare cu intensități diferite și am zis ok, am 3 săptămâni să accelerez, să schimb programul de pregătire și să mă prezint onorabil la cursa de 5.000 de metri. Și am început să caut, să văd statistici, ce s-a alergat în anii precedenți, concurența, să studiez. E foarte bine, e foarte important să mergi informat, să știi la ce neprevăzuturi apare într-o cursă. Să cunoști adversarul, să vezi ce curse au mai făcut, care e tactica. Și aveam 3 săptămâni și am descoperit că, de fapt, recordul mondial militar este undeva 15 secunde la momentul respectiv. Am zis, ok, chiar dacă am făcut pregătire de maraton, sunt pregătită să fug 15-10, 15 minute și 10 secunde. Tuturor le-am zis, eu mă duc să fac un record mondial militar, chiar am avut o prezentare a echipei care făcea deplasarea cu generalilor noștri.
Și când mi-a venit rândul să mă prezint cine sunt și ce obiectiv am, le-am spus, eu mă duc să fac un record mondial militar. Prima fază s-a râs puțin de mine și a zis, da, tu știi ce înseamnă un record? Da, cunosc care îmi sunt adversarele, cunosc care este recordul, știu ce pot eu să fac. O zis, ok, suntem siguri că cunoști toate acestea, dar ești convinsă că dacă va fugi cineva mai tare decât tine, chiar dacă ești pregătită să fugi sub record, nu va fi al tău? Și am zis, sunt conștientă. Și tot timpul asta era grija mea. Aveam un grafic de cursă, care bineînțeles nu m-au lăsat adversare să mi-l fac exact cum era planificat de acasă. Ieșeam eu, ieșeau ele și încetineau ritmul, iar așa a fost un farlec continuu toată cursa, dar tot timpul și un calcul matematic cât am de recuperat în momentul când venea rândul meu să ies la conducerea cursei. Și nu m-au lăsat și m-au închis în permanență și era antrenorul de față și zicea, ok, mai așteaptă până în ultimii 600 metri, până în ultimii 400 metri. La un moment dat au venit și acei 600-400 de metri, nu m-au lăsat fetele să-mi fac cursa până în ultimii 200 metri, când nu m-am mai interesat, am ieșit în exterior mult și am câștigat competiția. Și cronometrul s-a oprit exact la 15 minute și 10 secunde. Și cum e relația cu adversarele în general? Adică mai discutați în vestiare? Da, bineînțeles, că practic fiecare aleargă pentru cât este pregătit sau pentru cât s-a antrenat și fiecare cu personal best, e o luptă cu tine însuți, practic. Chiar am o prietenie frumoasă cu o lituaniancă, aveam același personal best și ne ajutam în competiții, duceam tură cu tură, kilometru cu kilometru, abia așteptam să ne revedem la următoarea ediție. Deci nu e neapărat o rivalitate personală, adică nu se ia personal o înfrângere? Nu, sunt prietenii după competiție. Acolo ne ajutăm sau, mă rog, sunt orgolii să ne demonstrăm că suntem mai puternice uneori decât adversarul, dar până la urmă în spatele competiției sunt prietenii frumoase. Și psihic, cum vă pregătiți pentru o competiție? În general îmi studiez adversarul, cât e de puternic, unde e punctul slab, unde pot să-l atac într-o cursă. Și vi s-a întâmplat să ajungeți la concluzii greșite după un astfel de studiu? Da, clar! Adică v-ați surprins. Neprevizutul este prezent. Mi-aduc aminte de o competiție de nivel european, un campionat european, în care ei dădeau previziunile pe ziua următoare și mă vedeau pe poziția a treia, Paula Radcliffe fiind campioană și Sonia O'Sullivan locul 2, se luau după personal best-ul care îl aveam și într-adevăr după kilometru 2-3, ceva de genul, crainicul competiției a anunțat că podiumul deja este exact cum îl văd ei, că eu am ieșit din mulțime și am trecut pe poziția a treia, aveam în general un grafic de urmat cu un start mai încet ca să pot să accelerez pe ultima parte, să lupta practic acolo este la final și am condus până în ultima tură de stadion, până la kilometru 9,6, când am văzut adversara că este în spatele meu, am ajuns cu o tură ceilalți concurenți și am stat după ei. Mi s-a părut un efort foarte mare să mă duc pe culoarul 2-3. Uneori să gândești, e prea mult. Știam că fac un 3 metri jumate, 7 metri, era diferența de culoar și am zis, ok, stau până se termină turnanta și atac după aceea. Moment care rusoaica care mă urmărea l-a speculat, s-a apropiat și am pierdut avantajul pe care l-aveam până în ultimul tur. Chiar a pus să gândești, să te concentrezi în timp ce alergi așa și... Da, în general eram foarte lucidă în curse, atentă la antrenor, la ceea ce îmi spunea să corectez la forma alergării, că din exterior te vede mult mai ușor și tot timpul cu graficul de cursă. Știam care e graficul de cursă, el îmi striga timpul cu care trec fiecare tură și știam ce am de făcut și tot timpul calculam. Ok, sunt prea lentă, ar trebui să mai accelerez.
ok, timpul este prea tare, ar fi bine să mă menajez pentru că tot e matematică în alergare. Dacă calculezi greșit tempoul, plătești pe ultima parte. Și aveți și un anumit ritual în ziua competiției? Nu. La un moment dat, o prietenie frumoasă cu un călugăr, când mi-a murit tata și m-a văzut în permanență în negru, zice, da, ok, și pijama neagră ai. Că practic este în sufletul nostru doliu și atragem energiile respective. Dar nu sunt superstițioasă, nu mă bazez pe munca pe care o am în spate luni de zile, ani de zile. Deci nu aveți, să zicem, anumite ritualuri sau credințe și în ziua aia să, nu știu, să țineți, să spuneți o rugăciune sau... Asta, partea cu rugăciunea, da, ne rugăm în fiecare zi, nu trebuie să faci ceva special. Dar pot să zic că oamenii din jurul meu de multe ori au postit pentru mine să mă ajute sau mi-au transmis tot felul de energii pozitive, se strângeau să-mi urmărească cursa la antrenament, la competiție. Și mesajele primite și de la fani, vă încarcă, vă dau energie? În general, dacă au fost pozitive, mi-au dat energie, dacă au fost negative, tot mi-au luat energia din ele. Deci vă afectează? Și... Nu neapărat, că nu este... Mama mea, fiind profesoară de română, tot a sperat că o să mă plictisez repede de sport și o să mă întorc la liceu de la care am plecat și tot timpul mă întreba, era foarte strict la Deva, nu aveai voie decât o singură dată pe lună să mergi acasă și singura dată să te viziteze părinții. Da. Practic era tot un sistem militar, altfel nu iasă performanța. Și de fiecare dată când mergeam acasă mă întreba, mai mergi? Da, mamă, mai merg. În sport nu există sentimente. Te concentrezi pe ceea ce ai de făcut, pe obiective. Că ai timp după aceea să te bucuri de orice. Și cred că v-a ajutat ulterior și în cariera militară programul ăsta, că nu v-a fost greu să vă adaptați. Mă regăsesc, dacă le împletesc una pe cealaltă, cu cealaltă. Mă regăsesc și în sistemul militar și am adus parte din sistemul militar în sport. Și ați simțit vreodată, ca femeie, că sunteți discriminată în lumea sportului? Nu, nici în lumea sportului, nici în sistemul militar. N-a fost nu, încă din potrivă. Mă duc cu drag în Japonia, atât de mult respectă performanțele sportive, erau tot timpul interviuri înainte de cursă, mi-aduc aminte după ce am născut, am povestit despre experiența mea, am mers la universitate să le povestesc că există viață sportivă și după ce naști, și după ce te căsătorești, și ei rețineau, am fost uimită, că parte din interviul meu mi-l puneau pe pancardă și când treceam prin dreptul lor, îmi strigau, ok, go, mami, go, știau exact. Da. Urmăreau fenomenul sportiv. La un moment dat m-am întors de la Osaka, de la maraton și am dormit tot drumul și când ne pregăteam de aterizare și ne-au trezit, stânga mea era o japoneză și zice, wow, ce tot drumul, m-am întrebat, ce ai putut face de ăștia de obosită? Și s-a întâmplat că după 2 ani mă reîntorceam în Osaka pentru campionatul mondial și mi-a luat datele să vină să mă susțină și la campionatul mondial. Și a venit după 2 ani în tribune să mă susțină. Deci iată că femeile sunt mai puternice decât cred, chiar ele însele pot să fie și mame, și soții, și sportive. Exact. E chestie cum îți gestionezi energiile și cum îți organizezi timpul. Dar v-ați așteptat înainte de a avea copilul că ați putea și să renunțați la carieră? V-ați gândit, ați luat în calcul? Da, clar. Clar, ea este prioritară acum. S-au schimbat prioritățile și ea este centrul universului și tot în funcție de nevoile ei. Adică vă adaptați programul după programul ei. Exact, exact. Și cum de nu a ales atletismul? Adică vine și ea la antrenamente? Cred că greșeala este că mama ei este antrenoare. Pentru că calității are și în momentul când mă duc la competiții, tot timpul întreabă, dar pe mine m-ai înscris. Dar zic, mami, te-aș înscrie dacă te-ai antrena. Are calități să se antreneze, dar faptul că mama este antrenoare e mai subiectivă. Dar participă la competiții de atletism cu zâmbetul pe buze. Dar mai bine să se uite atunci și dacă vine, nu participă vine la... Vine și face. Am făcut un pact că e obligatoriu să fac o tură, două de stadion. De fiecare dată când vine pe stadion. Și
Dacă ați fi nevoită să renunțați brusc la sport, ce ați face? Mi-ați vorbit înainte de kinetoterapie, ar fi alternativa? Ar fi alternative. Am proiecte, am început să organizez competiții mai deosebite, gen 18 august Smida Trail Festival, cu intrare la festivalul de jazz de la Smida, o competiție montană, sau 20 octombrie un challenge de alergare peste obstacole în poligonul militar. Sunt opțiuni. M-ar durea sufletul să renunț, mai ales că tocmai m-am întors de la campionatul balcanic de alergare montană, pentru că la campionatul național am venit a doua poziție și m-am selecționat în echipa României de alergare montană, de balcaniadă și de europene. Ce ați face dacă ați fi ministrul sportului? Ce ați schimba în România? Aș facilita puțin sistemul ăsta de sponsorizare, aș aduce bani, că până la urmă performanța se face cu bani și este foarte multă birocrație în orice în România. Dar clar aș încerca să repornesc sportul de masă. Într-adevăr, este o luptă foarte mare cu tableta, este foarte ușor și eu înțeleg pe părinți, că sunt și eu părinte și de multe ori mi-e greu după o zi agitată la muncă să mă mai pornesc în trafic și să mă duc să stau după copil până termină programul. Dar, într-adevăr, ei aici, la nivel, la mentalitatea părinților, trebuie să lucrăm puțin, să îi sensibilizăm că este important pentru sănătate, să trăim frumos și sănătos. Și spuneați că e o problemă cu sponsorizările. Până la urmă, un tânăr care nu are bani, dintr-o comună, dintr-un sat, are șanse să ajungă un sportiv? Are șanse, nu zic că e ușor. Să facă performanță? Are șanse, pentru că sunt și cluburile de stat care finanțează participarea la competiții sportive, dar nu e de ajuns. Ai nevoie să mănânci sănătos, ai nevoie să te îmbraci corespunzător, care toate costă. Și costurile nu sunt mici. Dar care e masa obișnuită a unui sportiv, a unui atlet? Că vorbim de atletism. De-a lungul timpului am învățat că, acum nu e cazul copiilor și juniorilor, dar am avut performanța, am făcut-o în echipă. În general am avut un nutriționist cu mine, am avut un masior care a fost acolo și m-a ferit de accidentări, am avut antrenorul, am avut sparring-ul, o adevărată echipă. Și îi spuneam nutriționistului, azi am avut o alergare lungă, tot timpul știa programul meu, chiar dacă nu intram în detalii, dar știa, ok, este un antrenament de rezistență sau este un antrenament de forță sau unul de rezistență. Și alimentația era direcționată spre antrenament, spre specificul antrenamentului. Și când aveați antrenamente mai grele sau o competiție mai dură, trebuia să mâncați anumite alimente în cantități mai mari, de exemplu, mai multă carne, proteine? Da și nu, dar practic dacă îți încarci rezervorul energetic de acasă, nu mai consumi sau nu îngrași porcul în ajun, nu contează ce mănânci în ziua respectivă, mai mult sau mai puțin. De exemplu, am fost în New Delhi, în India, la campionatul mondial de semi-maraton, în care nu am avut ce mânca 3 zile. Nu eram compatibilă cu toate aromele și cu toate condimentele lor și am mâncat pâine cu unt sau orez gol. Dar aveam rezervorul energetic plin de acasă. Și carne consumați? Orice mănânc fel. Orice, da. Și când vine vorba de dulciuri? Într-o alimentație echilibrată nu prea există nevoia de a mânca dulce. Într-adevăr, nevoia de dulce mi-am satisfăcut-o cu fructe multe sau legume. Am transformat glucoza în fructoza în zahăr. Și atunci când mergeți la câte o petrecere sau aniversare, sunteți tentată să mai consumați felie de tort, prăjituri? Nu, chiar n-am avut restricții la nimica și au mai fost emisiuni în care am discutat, ok, vii de 3 ori pe săptămână, minimul necesar, la antrenament și faci un efort continuu, minim 40 de minute, poți să mănânci orice, că în orice este ceva bun. Și cheia e echilibru până la urmă. Da, exact. Gătiți? Aveți timp și pentru gătit? Gătesc. E copilul care
are nevoi speciale sau, mă rog, pentru creștere. Și weekendurile cum vi le petreceți de obicei? Implică doar sport? Cam da. Sunt foarte puține weekenduri în care nu am competiții. Dacă nu sunt în țară, sunt internaționale. Dacă nu, e o competiție la care particip, e o competiție pe care o organizez. Dacă ar fi să vă întoarceți într-o anumită perioadă din viața dumneavoastră, care ar fi aceea? Care a fost cea mai frumoasă? Cred că anii studenției până la urmă au fost. Ai scăpat din liceu sportiv, care era exact identic cu sistemul militar, nu aveai voie să ieși decât joia și duminica cu aprobare din liceu, în rest erai acolo focusat pe ce ai de făcut. Și nu fentau fetele să mai iasă la câte o întâlnire cu băieții? Nu prea era timp. Nu. Și de la ce vârste a fost timp de întâlniri? Păi după aceea, când am venit la Cluj și era totul liber, doar conștiința te limita, practic. Dar am venit aici și am găsit grupele de băieți care m-au ajutat să progresez. Ați avut și un mentor sau o persoană de la care ați învățat cel mai mult până acum? Liceu sportiv, oarecum așa, am avut șansa să o cunosc pe Nadia Comăneci și să-i cunosc antrenorii Bela Caroli, care venea în fiecare an în vizită la Deva. Și cum a fost întâlnirea cu Nadia, prima întâlnire cu Nadia Comăneci? Drăguță. Chiar avea timp pentru toată lumea, ne răspundea la toate întrebările. Au fost momente frumoase, o conduceam la gară, se bucura, noi ne bucuram, ea se bucura. Și care credeți că sunt acum cei mai buni sportivi, în general, ai României, pe domeniul atletismului? 400-le au început să ia amploare din ce în ce mai mare. Maratonul, sau unde este muncă multă, este într-un moment mai de umbră, dar cred că au potențial fetele să se ridice, pentru că am avut tot timpul sportiv de valoare. Și atletismul e un sport, o cenușăreasă în lumea sportului sau se pune totuși valoare pe el? Se pune. Practic, atletismul este la baza tuturor sporturilor, că ne place, că nu ne place, orice. Și șah. Chiar de-a lungul timpului am avut copii care le era greu să se concentreze peste 2 ore asupra tablei de șah, mici fiind, 90 anișori, și veneau și continuau, fie că veneau înainte de antrenamentul de șah și mergeau după aceea la antrenament, sau veneau după ca să îl țină concentrat cât mai mult timp. Ce sugestie ați avea pentru cineva care vrea să facă atletism, nu neapărat de performanță, să facă așa ca și hobby, din diverse motive, pentru a slăbi, pentru a avea un corp frumos? De aici se pleacă, că vii pe stadion ca să slăbești sau să te întărești, după care descoperi echipa, pe ceilalți oameni cu care te antrenezi și începi să se lege prietenii și îți dorești să mergi la o competiție, îți setezi un obiectiv pe care l-ai atins. Automat îți cauți următorul obiectiv și atunci din obiectiv în obiectiv ajungi să te trezești că faci zilnic antrenament și că faci, poate ești mai serios decât un sportiv de performanță, pentru că conștientizezi că ți-e bine ceea ce faci. Dar femeile trebuie să facă totuși anumite sacrificii mai multe decât bărbații în lumea asta sportului? Nu. Din contră, mie mi se pare că suntem avantajate, că te poți lega la un grup de băieți și te ajută să progresezi mai repede, pe când un băiat va aduce în permanență o luptă cu el însuși. Acum să vă întreb ceva, așa ca de la femeie la femeie, rochiile vă plac? Da, vă foarte mult. Da, și abia aștept să vină un eveniment, să petrec câteva ore într-un salon de înfrumusețare, să mă răsfăț. Și de obicei, ținuta preferată care e? Casual. E așa o combinație între elegant și sport. Ce hobby-uri mai aveți, în afară de sport, în puținul timp care vă rămâne? Îmi place să citesc. Ce gen de literatură? Orice. În general, asta, cercetare și științifică. Mă pasionează istoria, orice despre istorie, chiar și poveștile cu regi și regine care au o tentă de adevăr în ele.
sunt frumoase. Care este cel mai de preț bun al dumneavoastră ca sportiv? Medaliile. Chiar câte medalii aveți în total? Foarte multe. Nu le-am numărat. Multe, de sute de medalii. Ați contabilizat de-a lungul anilor și numărul de kilometri alergați? Da, n-aș zice. La un moment dat, un ziarist mi-a făcut un kilometraj și mi-a zis că aș fi ajuns să înconjur odată pământul. Foarte tare! Și cum vedeți dumneavoastră fericirea? Cum o definiți? Păi, personal, fiecare trebuie să descopere ceea ce îl face fericit și să facă cu pasiune. Sportul ce înseamnă? În două, trei cuvinte. Sănătate, după mine. Fericire, într-adevăr, sunt niște, poate puțin știu că în momentul antrenamentului se secretă endorfine, care e hormonul fericirii până la urmă. Mulțumim pentru prezență încă o dată. Vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.